Bună ziua, drag vărsător, draga mea vărsător, ce mai faci? Eu sunt Rina Devi și te salut acum din România. Primește un salut cald, o îmbrățișare plină de lumină, de căldură, de iubire și tot ce este mai bun pentru tine, toate dorințele tale să ți se îndeplinească. Totodată vreau să-ți reamintesc că această lectură este o analiză generală pentru tine, pentru toți cei care ascultați în acest moment această lectură. Te rog să urmărești videoclipul, ascultă-l, dă-mi comentariul tău, like-ul tău. Ascultă-l de la început până la final, dă-mi părerea ta sinceră într-un comentariu, ca să mă bucur și eu. Această lectură este valabilă 15 zile începând din momentul când vizionezi acest videoclip. Să începem citirea noastră pentru toți cei ce aveți soarele, luna, ascendentul în vărsător. Să vedem ce mesaje au cardurile de tarot pentru voi, dragii mei vărsători, chiar în acest moment. Primul card care începe citirea noastră este 5 de bastoane. Această carte vă spune că încetul cu încetul vă însușiți. Încetul cu încetul îți asumi proiectele. Încetul cu încetul ești mai aproape de realizarea a ceea ce vrei. Asta ar putea fi că vei cumpăra o casă, asta ar putea fi că vei face o excursie, asta ar putea fi ceea că vei face o operație. Mai degrabă, orice ar fi, ești împuternicit în proiectele tale. Și lucrurile vor ieși foarte bine. Ești stăpân al propriei vieți pe care o simți și merită lucruri bune. Și într-adevăr, lucrurile vor fi așa. În acest card spune în mod clar, vărsătorule, că te apropii de realizare, de ceea ce iubești, de ceea ce tu ai nevoie, de ceea ce tu vrei pentru viața ta. 7 de monede. Această carte vorbește despre prudență în conducere de bani. Tot ce are de-a face cu managementul cheltuielilor, managementul banilor. Sunt situații pozitive care una câte una vin în alt mod, în care ai abundență pentru tine, dar trebuie să fii prudent. Trebuie să ai grijă de banii tăi, să nu cheltuiești prea mult sau dând prea mult altora, pentru că uneori ești extrem, prea extrem de generos și tu ai rămas cu nimic. Și oamenii apreciază tot binele pe care îl faci, dar mai gândește-te și la tine. Dragul meu vărsător, se apropie un sezon foarte bun pentru tine, belșug economic, dar ai grijă de banii tăi și ar trebui să te gândești și tu puțin mai mult la tine. Cavalerul monedelor spune despre muncă în cazul tău. Vremuri bune de stabilitate în muncă. Poate că slujba ta a fost temporară și acum devine stabilă sau la cel mai bun lucru. Ești pe cale să obții un loc de muncă permanent, un loc de muncă foarte bun pentru tine. Așa că, vărsătorule, continuă de a merge înainte cu spiritul tău, cu binele tău, cu atitudine. Pentru că atunci când mai puțin aștepți, reușești pentru a obține locul de muncă pe care îl meritai și vei avea cunoștințe dezvoltate chiar spus, pentru a putea realiza un super loc la acea meserie. Poate chiar să avansezi în funcție. Următorul card este Arcana Dragostei. Tot ce are de a face cu dragostea
Inima ta va fi deschisă. Zâmbete deschise spre fericire, fii deschis să iubești. O persoană minunată vine către tine, către viața ta și vei începe o relație spectaculoasă. Sau poate te plimbi deja cu cineva, poate te întâlnești deja cu cineva și anumite lucruri care erau în așteptare devin realitate. Acum se vor întâmpla în sfârșit. Deci tot ce trebuie să faci este cu dragoste. Te duci în sfârșit spre fericire. Așa că bucură-te, vărsătorule, pentru că lucruri minunate vin pentru tine în ceea ce privește partea sentimentală. Valetul de cupe pentru vărsători. Acest card reprezintă meditația ta, rugăciunea. Vei fi mereu la fel, foarte legat, spiritual și de asemenea gândirea și tragerea concluziilor. Importante despre ceea ce de fapt trebuie să mergi mai departe. Și în cele, și în acele momente de rememorare, în acele momente de rugăciune, pe care descoperi răspunsuri minunate, vei fi fericit. Vei fi fericit că vei merge mult mai bine. Dar pentru că știi de unde vii și unde mergi, sunt lucruri extraordinar de pozitive în care ieși înainte datorită la spiritualitate, la rugăciunea ta și a ta meditație. Puterea sau forța. Această carte spune că sunt lucruri în viața ta care necesită mai multă perseverență. Deci, vei fi în acel proces de vărsător perseverent, insistând până când lucrurile te-au lovit cu adevărat. Deci, tu realizezi lucruri importante, dar datorită că ești destul de persistent. Valetul bâtelor sau al bastanelor, tot aia este, este cartea potențialului. Este o carte care spune că ai talente grozave și înveți repede. Mai bine te dedici unui nou, o nouă activitate, un nou loc de muncă, o nouă afacere, o energie bună. O energie mai bună, o energie nouă. Deci totul ce are de-a face cu învățarea e ceva nou sau a ceva nou care vine și în activități noi. În acest aspect totul va fi foarte bun pentru tine. Luna spune intuiția prin vise. Deci sunt lucruri la care visești, într-adevăr așa ies, de fapt așa trec, așa să fii. Atent, te rog, la bănuielile tale și mai ales la visele tale. Fii atent la semne, dragul meu, draga mea, vărsător. Șase de cupe este cartea nostalgiei. Conectați-vă, vă rog, cu culoarea albastră. Aprindeți o lumânare albastră pentru pace și liniște. Această carte de nostalgie vă spune că vă este dor de locuri, de oameni și momente bune, dar acum a sosit momentul de a continua mersul înainte și nu te mai uita înapoi, draga mea, dragul meu, vărsător. Și am ajuns la ultima carte, ultimul card de tarot din citirea noastră, să vedem ce card rezonează cu tine, ce card închide această citire în acest moment pentru vărsători. Patru de spade închide citirea noastră. Acest card îți spune că a sosit momentul să lași trecutul în spate. Nu mai poți merge mai departe. Deja trebuie să-ți reînnoiești ciclurile prezentului. Trăiește în prezent.
prezentul bucuriei. Deci, într-un fel sau altul, tot ceea ce are de-a face cu închiderea ciclului trecutului, a-l lăsa în urmă, este momentul acum să nu mai suferi. Ai suferit mult în trecut, dar acum în prezent este bucurie și va fi bucurie în viața ta de acum încolo. Am ajuns la final. Sper că ți-a plăcut această citire și totodată ai vrut să vezi aceste mesaje aici pe canalul Raze Divine. Abonează-te, te rog, dacă nu ai făcut-o. Iar dacă îți place ceea ce fac, urmărește-mă și pe rețelele de socializare Telegram și Facebook. Primește îmbrățișarea mea puternică, plină de lumină, de căldură, de iubire și amintindu-ți că ești un magician al vieții, pentru că ești un co-creator al propriei vieți și noi ne revedem într-o altă lectură cât mai curând. La revedere, dragilor!